Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Ministrul de la Spirul Haret este direct cu noi în această dimineață. Bună dimineața! Bună dimineața! Neața. Da, domnule ministru, a remarcat că după întâlnirea de ieri, guvernul vă ignoră. Nu mai e programată nicio discuție, nicio negociere, sau poate am înțeles noi greșit? Sau care e viitorul acestei relații cu guvernul în negocierea revendicărilor dumneavoastră? Îi constat că deocamdată relația noastră cu guvernul este o relație purtată prin intermediul mass mediei. Domnia sa își exprimă disponibilitatea să negocieze, mă refer la premierul Ciucă și nu numai la domnia sa. Noi vrem cu adevărat ca aceste negocieri să aibă loc, numai că nu există niciun fel de invitație. Am aflat și noi că pe agenda primului ministru de astăzi există o întâlnire programată cu reprezentanții părinților și ai elevilor. Îi urăm succes domnului prim-ministru, poate va afla de acolo informații care să-i demonstreze foarte clar că trebuie să se intervină în regim de urgență, venind cu soluții care să se ridice la înălțimea așteptărilor colegilor care sunt în grevă generală în momentul de față. Deci nu aveți nicio întâlnire programată la Ministerul Muncii, la Ministerul Educației, cu primul ministru, cu cineva în perioada asta? Nimic. Nu aveți nimic programat acum? Nimic, nimic. Deci Ministerul Educației, acolo ne întâlnim, negociem pe marginea contractului colectiv de muncă, dar problemele esențiale nu țin de competențele Ministrului Educației. Totul ține de o decizie politică. Decizia politică revine celor trei președinți de partide care formează coaliția majoritară. Acolo trebuie să apară această decizie, acolo trebuie luat angajamentul prin care o ofertă poate deveni credibilă în fața colegilor noștri. Deocamdată nu există niciun semn pe această direcție. Faptul că ni se spune că în programul de guvernare al viitorului guvern vom prinde ca prioritate națională învățământul, fără supărare, e vorba de credibilitate. Ori politicienii români nu se prea bucură de credibilitate în rândul salariaților din educație. Se vorbește destul de mult și de intens despre momentul în care are loc această grevă. Odată, toată lumea remarcă faptul că mai sunt doar câteva săptămâni până la examenele de final de an, dar eu observ că domnul prim-ministru Ciucă mai are programată și o depunere de mandat pe 26 mai. Nu credeți că din acest punct de vedere poate că era mai bine ca protestul dumneavoastră să se desfășoare în altă perioadă? Nu, presupun că protestul nostru ar fi trebuit să aibă loc în vacanță eventual. Sau, uitați, îmi cer scuze acum în premieră și domnului Ciolacu și domnului Ciucă că ne-am permis să declanșăm niște acțiuni de protest din luna decembrie și nu le-am cerut aprobare vis-a-vis de calendar. Păi fără supărare, calendarul acțiunilor de protest nu se face corelându-l cu calendarul negocierilor politice. Nu are nicio legătură una cu alta. Dacă izbucneau așa taman acum câteva zile, poate înțelegeam. Dar atâta vreme cât tu, ca prim-ministru, ai cunoscut situația tensionată din sistem încă din luna decembrie, chiar tu ai dat dispoziție ca Ministerul Educației împreună cu federațiile sindicale să realizeze o criză de salarizare, plecând de la salariul debutantului egal cu salariul mediu brut pe economie, ai avut câteva pichetări în fața Palatului Victoria. Ai avut niște runde de negocieri, mai mult sau mai puțin oficiale. Ai avut un marș de protest de amploare. Ai avut o grevă de avertisment. Trebuie să spui acum că nu ne-am ales noi momentul potrivit, cu părere de rău, nu stă în picioare. Pare când a fost momentul potrivit pentru noi. Că în permanență, când colegii noștri au ieșit în stradă, când au declanșat acțiuni de protest, am auzit exact același lucru. Nu v-ați ales momentul potrivit. Dacă faci grevă la început de an, sunt afectați micuții care în prima zi de școală nu-și vor vedea profesorii și nu se vor întâlni cu ei. Dacă faci grevă la sfârșit de an, sunt afectați din nou elevii pentru că se amână examene naționale. Deci niciodată nu este momentul oportun pentru noi și în permanență se apelează la acest șantaj emoțional. Ce le spuneți, domnule? Bun, am înțeles. Acum aveți acest conflict, în primul rând cu guvernul, dar știți cum e? Am luat mai multe mesaje în dimineața asta și telefoane, au sunat mulți părinți. Senzația noastră este că suntem oarecum, ca în proverbul, când doi se bat, al treilea pierde, de fapt, de data asta. Părinții și elevii. Ce le transmiteți acestora?
În primul rând, constatăm că mulți își doresc să pierdem noi. Nu pierde nimeni. Și asta le transmit și părinților și mulți sunt conștienți de așa ceva. Dacă nu motivezi resursa umană din educație, în 2 ani vom intra într-o criză fără precedent. Ne pleacă dascării din sistem, cei cu vocație, unii prin pensionare, alții își caută alte joburi. În sistem nu mai intră prea mulți tineri cu vocație. Sistemul nu este atractiv. Chiar dacă se vor dubla salariile începând de mâine, efectele se vor resimți peste 3 sau 4 ani, pentru că o salarizare motivantă va începe să-i atragă pe cei mai bine pregătiți studenți. Dar trebuie să începi și nu se începe cu absolut nimic. Guvernanților le convine actuala situație. Deci rog părinții, rog elevii să fie alături de noi, să exercite presiunea asupra guvernului, pentru că soluțiile acolo sunt. Acolo unde n-au catadixit să rezolve problema pensiilor speciale de atâta mare de vreme. Pentru că poate, dacă se rezolva acea problemă, existau și banii necesari pentru a asigura o salarizare decentă. Acolo unde nu se colectează taxe, că de asta avem un deficit mare și probleme bugetare mari. Ați fi de acord, asta trebuie să facem cu toții. Ați fi de acord, de exemplu, domnule Nistor, ca eventualele creșteri salariale să fie însoțite și de acceptarea de către personal a unor criterii de performanță? Adică, știți, oamenii se întreabă cum să dai salarii mari profesorilor din licee care au zero promovare la bacalaureat, de exemplu. Nu, deci nu este un argument. Haideți să vă spun exact cum stau lucrurile. În orice stat din lumea aceasta există niște salarii de bază. Toată lumea știe cu ce salariu va intra în sistem și cu ce salariu poate ieși din sistem, ținând cont de vechime și de experiență. Mai departe, școala trebuie să aibă bani la dispoziție prin care să facă și o diferențiere între cei care muncesc mai mult și mai bine. Iar când defilăm cu liceele unde nu există promovabilitate la BAC, nimeni nu-și pune vreodată întrebarea care este cauza, ce anume se întâmplă acolo. Vin și mă întreb, care este rolul inspecției școlare într-o astfel de situație? Cum s-a intervenit punctual în unitatea, în liceul cutare, din zona nu știu care, unde promovabilitatea este zero? Cum s-au verificat problemele de management? Că poate exista și așa ceva. Doar lansăm acuzațiile, venim și spunem, e lipsă de calitate acolo, dar nu venim cu niciun fel de măsuri care să rezolve așa ceva, deși am pârghii la dispoziție, și atunci folosesc acest lucru ca argument să nu vin niciodată cu o salarizare motivantă. Oameni buni, intrăm în colaps. Mulțumesc foarte mult pentru intervenție, mulțumesc foarte mult, a fost în direct în Deșteptarea președintele Federației Spiro Haret, Marius Nistor. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.